În continuare ne amăgește și noi speram că i-au venit gânduri mai bune și că le vor face contractele așa cum au fost. Dar nici de cum el a premeditat toată chestia asta și mi se pare ok. Nu este ok față de copiii noștri să mi se pare bătaie de joc. Deja era foarte multă bătaie de joc, acum e... Nu, e strigător la cer. În momentul de față, sportivele pot participa la competiții? Nu pot participa la competiții, nici doamna Simona nu poate face referate, pentru că nu există un contract semnat de ea. Sumele au fost diminuate în sensul că au fost reduse cu cât? Jumătate, la jumătate am vrut să le dă, iar doamna Simona și fiica mea nu au fost de acord și nici nu e corect. Trebuie să menționăm că aceste contracte au fost diminuate cu 50% fără a fi un motiv fondat fără în avea spate un motiv, da. Și faptul că în cadrul ședințelor de, pe care le-am avut cu domnul director și cu Comisia de Monitorizare au fost stabiliți niște pași care nu au fost respectați, nu s-a primit evaluarea făcută corect pe ultima perioadă astfel încât să relevă că această diminuare a salariului doamnei antrenor este fondată și poate fi luată în calcul. Nu s-a făcut niciun astfel de demers. Noi, în momentul acesta, avem o incertitudine asupra ce se întâmplă cu secția de gimnastică ritmică și nu este corect. Sunt fete care pierd 4 ore zilnic, 6 zile pe săptămână, care și-au mâncat copilăria, care își alocă din timpul care, în mod normal, ar trebui, pe care în mod normal ar trebui să dedice învățăturii și cumva considerăm că această conducere a instituției își bate joc efectiv de noi. Ce... Își bate joc de copii. Ce pași veți urma? Spuneți că în momentul de față să nu există... Petiții, mergem mai departe, nu renunțăm la luptă, nu, nici de cum. Nu, secția trebuie să continuă, sunt lucruri foarte frumoase pe care aceste fetițe le fac. Numele și clubului... Și le vor mai face? Exact, numele clubului și numele Ploieștiului a fost adus în discuție în feluri foarte frumoase din perspectiva premiilor obținute de aceste fete și ar fi păcat să cumva să ne batem joc de munca lor de ani.